Bombă, breaking news. Surse extrem de credibile din Partidul Social Democrat ne vorbesc despre faptul că la această oră 40 de filiale și-ar fi arătat susținerea pentru Liviu Dragnea. 20 ar fi împotrivă, ceea ce arată care ar putea să fie deznodământul luptei de mâine. Însă, de asemenea, informația acestei serii este ceea ce spune jurnalistul Bogdan Chiriac, pe care ați auzit în urmă cu doar câteva secunde, și anume că după votul de mâine, săptămâna viitoare, puciștii vor cere revocarea președintelui Camerei Deputaților de la șefia Camerei Inferioare a Parlamentului. Lucru care, desigur, va fi foarte interesant de urmărit, pentru că dacă numărul deputaților care ar părăsi în felul acesta Partidul Social Democrat ar fi suficient, votul ar putea să depindă de minoritățile naționale și de UDMR. Domnule Bogdan Chiriac, care credeți că sunt șansele ca această cerere să ajungă în Parlament, acest plan să meargă până la capăt? Pentru că noi am văzut câteva lucruri de-a lungul timpului. Am văzut că de multe ori în PSD se anunța că este un mare scandal, mare scandal, mare scandal, și în momentul în care era ședința, era un singur vot sau erau două voturi și mulți dintre cei care poate ar fi vrut să se ridice împotriva conducerii au făcut pași înapoi pentru că nu vreau să își pună un mare semn pe ei că sunt de fapt niște loser. De data aceasta, credeți că vor merge mai departe de ziua de mâine? Credeți că vor merge mai departe și săptămâna viitoare vor cere această revocare a președintelui Camerei? Mi-e teamă că vor cere această revocare, dar cred în continuare că soarta puciului depinde de atitudinea doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă. Aici ați ajuns la un punct cheie, vă rog. Acea adorată în acest moment de propagandă. Deci dacă doamna Dăncilă la 24 de ore, după ce a fost invocată în scrisoare, anunță că nu acceptă funcția de președinte interimar al PSD odată cu înlăturarea lui Liviu Dragnea și demisionează din funcția de prim-ministru, lucrurile se opresc, fiindcă PSD nu va risca ieșirea de la guvernare. Să te duci înapoi la Klaus Iohannis cu partidul scindat, cu alte interese introduse acolo, mi se pare foarte puțin probabil. Iată că după 24 de ore, după 36 de ore de fapt, doamna Dăncilă nu a făcut nicio declarație în legătură cu subiectul acesta. Acum nu știu să spun dacă se rezervă pentru cexul de mâine sau este în mod tacit de partea puciștilor. Dar dânsa reprezintă în acest moment un element esențial, dacă puciul reușește sau nu.